Ana Stamatescu, formator de profesori din preuniversitar și fondatoare asociației Crontechis. La Crontechis, obiectivul nostru este să desfășurăm programe și activități de educație pentru natură cu și prin tehnologie. Săptămâna aceasta, la tabăra de vară pentru elevi și profesori, am desfășurat activități de educație digitală pentru cei mici și cei mari. Am făcut ateliere de Lego Spike, care au fost printre preferatele copiilor. Practic, copiii construiesc în primul rând fel de fel de mașinării, de construcții Lego și după aceea le dau viață cu un program dedicat de un limbaj de programare vizuală, Lego Spike se numește kitul. Nu numai Lego am făcut și activități cu ozoboți, niște roboței micuți, simpatici, care prind viață și urmăresc o linie și un cod de culoare. Și ozoboții aceștia au fost, de fapt, niște lilieci care au fost integrați în niște povești făcute de elevi. Am mai făcut activități despre inteligența artificială cu profesorii și le-am arătat că pot să pună bazele inteligenței artificiale la clasă cu resurse puține. Am făcut un algoritm cu ajutorul unor legume. Practic am arătat importanța secvențierii și importanța urmăririi unei secvențe, unor instrucțiuni puse cap la cap. Și am folosit resurse puține, astfel încât ei să vadă că se poate face sau se pot pune bazele educației digitale la clasă și cu resurse puține. Într-adevăr, am folosit și roboți și alte limbaje de programare pentru care ai nevoie de calculatoare, dar limbajul de programare al nostru preferat în aceste formări este Scratch. Este un limbaj de programare vizuală gratuit care are și funcții de inteligență artificială integrate.